Decembrie, minunata lună a cadourilor, cu sărbători multe, în care toți căutăm cadoul perfect pentru cei dragi. Noi în fiecare an am încercat să vă sugerăm câteva idei simpatice în ceea ce privesc cadourile de Crăciun. Nu o să ne focusăm atenția pe sisteme de gaming, laptopuri, monitoare sau telefoane inteligente, pentru că știm sigur că veți arunca o privire peste ofertele noastre din această perioadă. În cazul în care vreți să faceți un astfel de cadou, adică vă permite bugetul, ce mai turavura. Cele 5 idei ale noastre sunt mai mult simbolice sau să vă dea vouă o idee despre ce ar avea nevoie gamerii din familie, prietenii sau, de ce nu, poate chiar vouă, să vă faceți cadou singur, așa gen. Prima idee, în cazul în care știți că există un streamer în cercul vostru de prieteni sau în familie, ar fi microfonul Emita GXT252 de la Trust. Calitatea audio a acestuia este foarte bună. Este de tip condenser, iar în cutia pachetului există și un braț ce vă va permite să-l fixați de birou, dar și un pop filter, ce urmează să reducă toate țâurile, șuurile și alte sunete ciudate. Ce mai turavura? Cel care va primi acest cadou cu siguranță se poate considera un streamer adevărat. Logitech C920, adică minunata aceasta, este o altă idee de cadou, iar aici destinația finală nu este neapărat dedicată publicului mai devreme menționat, adică celor care fac streaming pe YouTube sau pe Twitch. Noi am folosit acest minunat model o perioadă foarte lungă de timp la începuturile live-urilor noastre și încă îl folosim atunci când avem nevoie. De ce? Deoarece calitatea video oferită de C920 de la Logitech este una excepțională, iar acest model poate fi folosit și în conferințe sau atunci când vreți să vă vedeți cu prietenii sau rudele prin intermediul Skype sau al site-urilor de socializare. Fiți atenți dacă prietenii voștri au și device-uri mobile sau în cazul în care știți că umblă mega mult. La călătorii mă refer. Oferiți-le un rucsac. Rucsacul celor de la Trust, care nu este pe lângă mine, GXT 1250 Hunter, este una dintre aceste variante. Calitatea materialelor din care este construit este foarte bună și poate găzdui un laptop cu dimensiuni impunătoare de până la 17,3 inch. Sau rucsacul Y Gaming Armor al celor de la Lenovo. Un hard case extrem de încăpător cu un design aparte ce atrage privirile fără doar și poate. Și nu în ultimul rând, nu puteam să sar peste el, preferatul meu, adică Predator de la Acer. Model cu jdemii de buzunare, jdemii de sisteme de prindere și de strângere și de scoatere, pe care eu personal îl folosesc nu numai pentru transportul laptopului personal, dar și atunci când mă duc pe la munte pentru 2-3 zile. Mega încăpător! Mega încăpător! Un cadou ce cu siguranță o să fie extrem de bine primit îl regăsim în categoria mousepadurilor. Dar nu orice fel de mousepad, ci unul ce este în trend cu cerințele actuale ale gamerilor, adică RGB, adică luminițe. Puteți să-l asortați cu restul perifericelor pe care le aveți sau pur și simplu puteți să alegeți varianta ce credeți că ar putea să placă. Bine, dacă este realizat de un producător consacrat, cu siguranță cel ce va primi cadoul respectiv o să trezească tot blocul sau o să sperie vecinii prin chiuieli, țipete de bucurie. Și aici avem Redragon, Corsair sau, de ce nu, chiar Razer. Și dacă nu este pasionat atât de mult de jocurile de PC și totuși îl vedeți cu telefonul în mână de dimineața până seara, rupându-și degetuțele pe ecran, nu mai bine îi faceți cadou un gamepad wireless să stea comod în fotoliu și să nu vă treziți peste un timp că zice: mami, tati, s-a bușit ecranul. Cam astea ar fi ideile noastre pentru un cadou de Crăciun ce cu siguranță poate genera sau pot genera cadourile, pentru că sunt multe, chiuieli, pupici mulți și zeci de mulțumiri. Ar mai fi încă ceva. Dacă știți că ăla micu este fan al lui Epic Shorty, Colo, I Hate Pink, Ganicus, Max Infinite sau Chipflix TV, Avem în site brățări cu replicile ce i-au cam făcut consacrați. Ce mai turavura? Dacă v-a plăcut acest episod, știți ce aveți de făcut. Dacă nu v-a plăcut, butonul ăla care nu ne place nouă e și la opțiune. Iar dacă sunteți în trecere pe aici, pe minunatul nostru canal Pisigaraș TV și vă place conținutul pe care vi-l oferim, apăsați butonul acela mare și frumos pe care scrie subscribe sau abonează-te. Abonează-te. Și nu uitați de clopoțel. N-avem niciunul aici. E extrem de important clopoțelul de la YouTube.